Jador a publicat un mesaj extrem de emoționant, asta după ce Filarmonica din Timișoara a decis să nu-l mai lase pe cântăreț să-și susțină concertul pe care l-avea programat. Artistul a izbucnit pe rețelele de socializare și spune că este discriminat pentru etnia sa. El mărturisește că nu-i vine să creadă că în țara în care s-a născut a ajuns să fie dat la o parte. Conform spynews.ro, Jador trece prin clipe destul de grele, asta după ce avea programat un concert în Timișoara, însă evenimentul a fost anulat la cererea primarului orașului. Cântărețul susține că din cauza faptului că este de altă etnie, s-a decis anularea evenimentului de la Filarmonica din Timișoara. Pentru că s-a simțit discriminat, cântărețul nu a mai putut să tacă, iar pe pagina sa de TikTok a publicat un clip video în care i-a transmis un mesaj primarului din Timișoara, dar și tuturor celor care fac diferențe în funcție de etnie. Oricum, nu o să mai vin acolo, în orașul Timișoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt niște oameni. Da, sunt țigan și mă bucur că sunt. Am făcut o facultate, domnule primar, am făcut un master, am încercat să-mi depășesc condiția pentru că este greu să pleci de pe câmp cu oile și să ajungi Jador. Sper că oamenii din Timișoara care discriminează țiganii sau un gen de muzică nu știu ce discriminează oamenii ăștia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal. Needucația mea, poate că am părul prea negru și îi deranjează, pentru că în muzica pe care o fac nu găsiți dezacorduri, greșeli gramaticale, ritmul vă deranjează, a spus Jador, citat de debanat.ro. Controversa a apărut după ce organizatorii concertului de manele au anunțat public că evenimentul va avea loc pe scena Filarmonicii din Timișoara și au început să vândă bilete, scrie publicația debanat.ro. O consilieră locală din Timișoara a denunțat pe Facebook evenimentul, criticând conducerea Filarmonicii pentru organizarea unui concert de manele. Da, sunt țigan și mă bucur că sunt și mi-am depășit condiția și am făcut o facultate, domnule primar, și am făcut un master, doamna, am încercat să-mi depășesc condiția pentru că e greu să pleci de pe câmp cu oile și să ajungi Jador, este foarte greu, domnul primar. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau poate dumneavoastră sunteți în asentiment cu mine, dar sper cu acest mesaj oamenii din Timișoara care discriminează țiganii sau un gen muzical sau nu știu ce discriminează oamenii ăștia, pentru că îți dai seama, nu-mi dau seama că, care este motivul principal, needucația mea sau nu știu ce aspecte, poate am părul prea negru, poate sunt prea negru și îi deranjează. Pentru că muzica pe care o fac, nu găsiți dezacorduri, domnul primar, nu o să găsiți niciodată greșeli gramaticale. Ori de altfel, care ar fi? Ritmul vă deranjează? În fine, suntem români cu toții. Sau țigani, sau unguri. Sau ce-om fi noi. Ați plecat prin Italia, Germania, Spania și ați simțit discriminarea pe mâinile voastre. Ați simțit discriminarea în oase, în sânge. Când cineva face un lucru din toată inima ta. Faci un lucru din toată inima ta. Bă, știi cum cânt? Știi cum iubesc eu să cânt, domnul primar din Timișoara? Cum nu vă iubiți dumneavoastră, copiii? Și atunci tu nu mă lași pe mine să fac ce-mi place mie mai mult pe lumea asta, domnul primar. Și doamna Roxana care a făcut treaba asta.